Atenție! Ninsoare abundentă provoacă probleme. Moldova se confruntă cu condiții meteorologice extreme, avem o ninsoare abundentă, care generează numeroase probleme în întreaga regiune. Străzi și drumuri înzăpezite, întârzieri în transporturi și dificultăți în desfășurarea activităților cotidiene, dar și numeroase accidente rutiere. Poliția a emis un comunicat în care menționează că, până la această oră, avem înregistrate numeroase accidente rutiere cu persoane traumatizate și decedate. O persoană a decedat, iar alte două se află la spital după ce au fost implicate într-un accident rutier produs pe traseul G89 km spre raionul Nisporeni. Un bărbat de 44 de ani, conducând un Volkswagen, având la bord o femeie de 38 de ani, s-a oprit și a luat ca pasageri două persoane, soț și soție. La câțiva kilometri șoferul a pierdut controlul asupra volanului, a derapat de pe traseu și s-a tamponat într-un copac de pe marginea carosabilului. În urma coliziunii, bărbatul aflat ca pasager de 40 de ani a decedat pe loc, iar soția acestuia de 36 de ani împreună cu cealaltă femeie au fost preluate de ambulanță. Șoferul nu a suferit. Testat alcoolscopic, rezultatul a ieșit negativ. În urma examinării mijlocului de transport s-a stabilit că cauciucurile din față sunt pentru sezonul de iarnă, iar cele din spate pentru sezonul de vară. De asemenea, poliția atenționează repetat către șoferi să nu pornească la drum cu mașinile neechipate și să circule cu viteză redusă. Evitați pornirea la drum lung fără necesitate urgentă. Dacă totuși sunteți nevoit, înainte de plecare asigurați-vă că sistemul de încălzire funcționează eficient, rezervorul de combustibil este plin, iar mașina este echipată corespunzător pentru circulația în condiții de iarnă. Din cauza viscolului, starea drumurilor se poate schimba brusc. Dacă circulați prin zone afectate de zăpadă, nu staționați pe trasee pentru a permite intervenția utilajelor de desăpezire. Respectați distanța dintre mașini. În cazul în care vă aflați într-o dificultate, sesizați cel mai apropiat echipaj de poliție sau apelați la numărul 112.